Quando ho vorbit foarte frumos, doamna Popescu, aici, lângă mesele încărcate de cărți, se află și domnul Gabriel Pușcă, care are și el câteva cuvinte de spus despre doamna Carmen Popescu, Georgeta Popescu, fiind, mi se pare, primul său editor, nu? Da. Da, Dan, te rog să-i dai tu microfonul, că tu știi mai bine. Domnilor, este destul de greu să mai spui ceva după ce a vorbit domnul Coandă. Sunt onorat să vă cunosc. Un joc al întâmplării a făcut ca anul trecut să hotărâm la Asociația Culturală Asum, care îi aparține editura ZIP, să încercăm un concurs de debut. Am plecat încrezător la drum, am crezut că o să avem în jur de 15-20 de autori care să participe, pentru că făcusem o medie a concursurilor de debut și cam pe acolo se plimbau cifrele și după 3-4 luni de zile după ce am făcut primul anunț, am avut o surpriză, 42 de manuscrise. Printre ele și doamna Carmen Georgeta Popescu. Din 42 de manuscrise au fost premiate 4 cu publicare și, bineînțeles, după aceea o lansare făcută în cadrul Bookfest-ului. Doamna Georgeta Popescu, cum foarte bine a remarcat domnul Coandă, este un om care a ajuns la o maturitate a gândirii, începe să mărturisească. Eu chiar îmi construisem un speech în jurul acestei mărturisiri. Dumneavoastră ați zis extraordinar de bine acest element, acest fapt al scrierii doamnei Carmen. Ea se deosebește de mulți dintre cei care scriu prin faptul că are oarecare smerenie. Nu o ascunde. Nici nu o folosește cu ostentativ. Carmen Georgeta Popescu a făcut un salt major de la ceea ce eu am văzut și prietenii de la Cenaclul de Seară, care au făcut parte din juriu și au simțit că în spatele acestui manuscris se află un autor care poate mult mai mult și de aia i-au notat bine, au notat un punctaj mare acest manuscris și așa a apărut Viața ca un joc. Apoi a fost surpriza extraordinar de plăcută să aflu că prietenul Dăcuș a luat-o sub aripa domniei sale și i-a publicat Eșafodul Culorilor. Am citit Eșafodul Culorilor și iarăși am constatat că ceea ce am intuit prima dată la doamna Carmen Georgeta Popescu s-a întâmplat. A făcut un pas înainte. Apoi frumusețea cea mai mare a fost când acum câteva zile doamna Carmen Georgeta Popescu a venit la noi și mi-a adus Scările din Labirint. Plecând de la titlu, Scările din Labirint. Un labirint, un spațiu închis, un spațiu cu multe ascunzișuri, un spațiu prin care trebuie să cauți, să găsești o cale către ieșire. Odată intrat acolo, trebuie să ai o logică, trebuie să ai un drum, trebuie să știi ceea ce faci, să iei niște hotărâri dacă mergi la stânga sau la dreapta și să-ți asumi acele hotărâri. Dar frumusețea sunt scările din labirint. Ori scara, labirintul este o chestie plană, dar scara este o chestie cu dublu sens. Sus sau jos? O scară te poate ridica sau te poate coborâ. O scară nu merge niciodată plan. Ce înțeleg eu doar din titlu, ca să nu intrăm și în spatele coperților unde sunt lucruri frumoase de citit și de savurat și vă las plăcerea să o faceți și dumneavoastră acasă, această sintagmă deja ne ridică labirintul în 3D. Deci avem un labirint cu mai multe niveluri.
aveam un labirint în care putem să coborâm, putem să urcăm. Deja se ridică la pătrat nevoia de a hotărâ în ce parte vrem să mergem, ce vrem să facem, ce vrem să spunem. Și autoarea, Carmen Giugeta Popescu, ne spune ce ar face ea. Cam asta am înțeles eu din până acum. Și vă spun sincer că sunt extraordinar de mândru că am făcut acel concurs și o să mai fac. Și anul viitor o să mai facem, o să mai avem un concurs de debut în aceiași parametri. Și sper, îmi doresc din toată inima ca de fiecare dată să găsesc măcar 4 oameni pe care să-i pot promova mai departe și acești oameni să aibă un parcurs la fel ca al doamnei Carmen Giugeta Popescu. Vă mulțumesc, doamna Carmen. Doru, respect. Să aplaudăm!